Și voi? Și noi ce? Adică cu ce vă ocupați? Care-i treaba? Eu sunt manager la o firmă. Și eu tot așa. Tot manager la firmă? Tot. Voi, dar ce firmă? E o firmă de comerț exterior. O firmă care exportă pupeze românești în Italia și Spania. Cum ziceai că se numește? 5 euro și-mi dau chiloții jos? Mă, parașutelor, nu-i mințiți, mă, că ei ăștia chiar vă cred. Bă, azi bău berile alea, le-ați lins. Duceți-vă frumos acasă unde aveți treabă. Nu mai stați, mă, pe capul meu aici. Bă, bobiță, sunt niște panarame, mă, sunt parașute, fac chat online. Mi-a spus Minodora la Albacete că le aude toată noaptea gemând și chițăind. Și s-a dus la ele să le ceară o cană cu ulei. Și asta, brunetă, a ieșit în furou și cealaltă stătea dincolo, pe calculator, și vorbea cu unul în limba italiană. Da, vorbeam cu vărămiu care stă la Roma. În chiloți, mă? Și ce discuție așa? 5 euro, biancheria intima, că Minodora două zile n-a vorbit, mă. Două zile și după aia două zile am încercat să ne dăm seama ce înseamnă. Și știi ce înseamnă? 5 euro și-mi dau chiloții jos, asta înseamnă. Era o glumă, abia ce ieșisem din duș. Din la duș, ea ieșea de la duș, la Tanti Carbonara, care nu are duș, care are WC în curte. Nu stați voi cu chirie la Tanti Carbonara? Și ce, mă, ce te interesează pe tine ce facem noi, a? Dar nu mă interesează absolut deloc. Dar pe ăștia doi cu care stați voi la masă s-ar putea să intereseze. Că au un as la gagii și de te doare capul. Așa eu? Faceți ce? Și ce e, mă, rău în asta? Hm? Ce, n-avem voie? Sau te pomenești că nu-mi dă ea voie, a? Păi e o țară liberă, bă, face fiecare ce vrea, da? Da, bravo, așa e corect. Nu, ce m-am săturat eu de babe de-astea. Ăstea ca ele, care ce-ar mai umbla și ele în curul gol. Dar umblă degeaba, bă, că e prea bătrâne și nu le mai băgă nimeni în seamă. Ia, hai, beți-vă berile alea și țuște acasă, da? Poate ai uitat coliva pe foc, să nu s-ardă, zic. Hai, Dalido, că cred că astăzi o ținem din păruială în păruială. Păi cine faci tu, babu, mă? Pe voi. Băi, stați-mă puțin, cum adică e adevărat? Voi faceți chat de ăsta, așa? Da, facem și noi orice. Câștigăm un bacistit, da? De ce să tac, mă? A? De ce să tac? Zi, care e problema? Vreau să știu care e problema. Mie, mă, nicio problemă, mie chiar îmi pare bine. Da, bă, mie nu prea îmi pare bine, mă. Mie da. E, păi ție da, repede da. Păi atunci dă banii pe whisky 1,5 milioane. Păi eu sunt prost, îi bag 1,5 milioane în combinație care face 15 lei, n-ai auzit? 5 euro. Cât vine, mă, 5 euro? 25 de lei, băbiță! Mă, dar toți sunteți chitroși așa în localitatea asta? Nu, că doar întreb așa. Păi ce, mă, te face pe tine o sticlă de-aia amărâtă de whisky? Păi ce bărbat ești tu, mă, dacă te uiți la 100 de lei? A? Tu nu te uiți și tu un pic așa la mine cum arăt? Uite și tu la asta ce piesă e. Asta e... Taci din gură. Păi cum să ieșim, bă, noi cu voi dacă voi nu ne plătiți? Sunteți voi de nasul nostru, mă? Și grasul ăla cu taxiul de adineauri la fel. I-a zis și eu, ieși mie poftă de o solea crem. Și îmi cumpăr o pungă de napolitane. Păi ce dracu să fac eu cu punga ta de napolitane? A? Hai, fă să mergem acasă. Ți-am zis sau nu ți-am zis de la început că e o idee proastă să ne mutăm în localitatea asta, da? Păi uite-și tu că ăștia nici n-are după ce să bea apă, mă. Aici e mai mare sărăcie ca la mama acasă. Ia uite, frate, am ajuns eu să mă ia pe mine toate proastele la întrebări. Băi, expiratelor, ia cereți, mă, și voi 5 euro să vă dați chiloții jos. Să vedem vouă, vă dă careva banii ăștia, a? Poate că să le dați voi lor. Hai acasă. Stai pe acolo jos odată, că dacă mă apuc de tine stai internată 6 luni. Hai odată, mișcă! Stai, fetelor, că vin și eu cu voi. Unde, dracu, te duci tu? Unde să vii tu, mă? Voi, în paradis. Bă, sărăcie, stai, mă, acolo unde ești. Nu te... Bă, ție rușine așa un pic de cum arăți? Ha? Nu fă că eu-s proastă. Eu-s proastă că bag bani în creme și în sală să pun mâna pe unul cu bani, nu? Și nu mă apagube de-astea mie să-i încaze. Puh, prăpădiți, dracu. Hai, pa, odată, acasă. Hai, mișcă! Asta neagră cred că era șefa, mă. Ia dă-mă un whisky. Deci, că nu beau după asta. Altă generație, bobiță. Da? Și frumoase, și cu mușchi, știi ce zic? Da. Da. E,
Vezi ce face internetul? Pe vremea mea, de-abia apăruse pagerul și telefonul fără fir. Are alte oportunități. Da. Bă, vă zic sincer că dacă știam că au atât... Mă, taci, mă, dracu' din... Bine, mă, tac. Dar și tu ați prinut, ce, la 20 de ani erai re-rachet. Ce, mă, prinută? Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.